De cât timp ești în Italia? În Italia, aproximativ, cred că sunt de 9 ani. Și ce te-a determinat să vii în Italia? În Italia era pentru o scurtă vacanță. Nu a fost o decizie, o decizia mea, în sensul să rămân. În timp, ce știu, un timp mai scurt și totuși, a trecut 9 ani, aproape. Ce te-a determinat să te apuci să faci sculpturi? Sculptura pentru mine este o pasiune de mic. Eu, fiind autodidact, de mic vedeam lucruri diverse, eram apasionat de tot tipul de artă, tot felul de, fie pictură, fie sculptură, fie chiar șapta care nu înțelegeam la vremea aia, îmi plăcea, înțelegeam, încercam să-i dau un sens, să mă gândesc la un motiv. Autodidact. Lucrez în continuare cu idei proprii. Experimentez mai mult materiale care nu sunt folosite pentru sculptură. Deci materiale experimentale, tipul diverse, adezivi, mai mult materiale care se găsesc în construcții, dar combinate în așa fel, ar putea să iasă un alt fel, un alt mod de lucru pentru sculptură. Merg la individei proprii și pe cerințe, în sensul diverse comisioane. Deci ai avut cerințe de, să zicem așa, de sculpturi particulare? Da. De exemplu, acum mai recent, din Republica Moldova, o familie care i s-au hotărât să rămână în Italia, dar să aibă un tablou, a fost un tablou în 3D, tridimensional, cu o fotografie de la ei din sat. Biserică, un fel de fântână în mijloc, ceva. Eu am rămas un pic emoționat pe chestia asta. Deci chiar hotărând ca să nu se mai întoarcă înapoi, totuși să aibă o amintire cât de cât vie sau cât de cât autentică de la ei din orașul natal. Sau probabil nu li s-au cunoscut. Nu mi-a trebuit să-i întreb neapărat de ce chiar secvența aia au ales-o. Fiecare aleg ceva sentimental pentru ei, ceva ce crede că îi reprezintă. Trebuie să fie la mulțime pentru fiecare. Măcar să vii înainte, să vii cu un sfat, să... Deci împreună reușim să formăm un mic proiect, în așa fel rezultatul să fie frumos. Și în afară de cerințe, văd că aici, la tine, am găsit foarte multe, să zicem așa, opere foarte interesante și extrem de, să zicem așa, de importante. Aceste opere care tu le realizezi, te inspirezi, ai o inspirație, să zic, particulară? Fiecare, mă refer la opere care le fac, care sunt bazate pe ideile mele proprii, fiecare în parte lasă câte un mesaj. De obicei, operele sunt un pic cam înfricoșătoare, nu știu dacă ți-ai dat seama, sunt un pic, dar lasă fiecare câte un mesaj, un mesaj, ce știu, multe chiar le pun fără un titlu și multă lume chiar își dă seama ce am vrut să spun prin acel tablou. Dar refuz să las un titlu, poate ce știu, diverse critici care așa au rostul. Mulți înțeleg, mulți nu înțeleg chestia asta. De exemplu, era în spatele tău, nu știu, cred că ai să-l primiți după aia, era două tablouri abinate cu două peisaje, cum ar veni, diferite, care se bazează pe ceva antirasism. Asta ar fi ceva legat de rasism. Dar, din păcate, văd că rasismul, după părerea mea, e lipsă de maturitate ca ceva, nu văd. E
ar fi două peisaje diverse. Fața asta este la deșert. Aici mare, se vede și farul. Care se unesc toate într-un corp abstract. Ideea ar fi că nu contează de unde vii, de unde din care partea globului faci parte. Negru, gri, roșu, cum ești culoarea pielii. Avem același sânge uman, aceleași sentimente. Probabil cei care sunt supuși, maltratați moral, ce știu, tot din cauza rasismului. Au sentimente și poate au mult mai multe discuții decât cei care, să spun, de al treia lume. Printre altele, asta mi se pare că este numărul 2, cealaltă se află la București, tot pe aceeași tematică. Tema e comună, dar stilul lucrării e divers, mult diferit. Pentru asta cam asta ar fi explicația. Deci am vrut să las o idee că suntem egali, toți. Că ești extraterestru african, nu are nicio legătură. Rasismul care, din păcate, cam crește. Cam crește, mai ales, știi, și tot la noi. Părțile astea. Văd că ai aproape aici, lângă tine, să zicem așa, o ultimă operă că tu ai realizat-o, care, practic, mesajul acestei opere ar fi, să zicem așa, că vin cum provine din vremea dacilor și dintre războiul cu daci și romane. Ce te-a determinat să... aparte că tu deja ai mai realizat o altă... Da, care e proprietatea ta, îți aparține. Îți mulțumesc frumos. Nu e nimic, problema a fost foarte bucuros că, prin evenimente care le-ai făcut, care nu am fost, dar am observat, nu am rămas uimit cât români au... Deci chiar au fost foarte încântați într-un eveniment în care să aibă măcar. Ceva din toate fotografiile sau care suntem obișnuiți, un pic mai poi de mici, particular cum ar veni, un pic mai divers. Și deocamdată e ceva ce ne reprezintă, ceva ce... Pentru care în această operă văd că ai reușit să îmbinezi, să zicem așa, stindul stindarul dacilor, steagul dacilor, cu capul de luptă și cu coada de dragon. E ceva foarte... Da, cam asta a fost ideea. Au fost multe modificări, că de obicei când începe lucrare, pornesc pe idei și la sfârșit ajunge altă idee și de o cătoare cu mine. Atunci am rezultat, eu spun că reușit cât de cât. Oricum, o realizare foarte importantă, să zicem că, deci, artiștii contemporani, mai ales ținând cont de faptul că suntem în diaspora, puțin care mai realizează asemenea opere, care încearcă să mai țină flacăra identității sus. E păcat pentru că astea se pierd încetul și din când în când e bine să mai
din timp să readucem un pic de ceva din istoria asta, cât e cât. În afară de pasiunile sculpturii, am observat că mai au și eu alte pasiuni, de, ca, să zicem, ca colecționar, așa. Bine, o parte, normal, colecționez opere și de la alți artiști, dar sunt apasionat pentru documente, documente din al doilea război mondial, primul război mondial, chiar și mai de diferite materiale. O să fie material bellic. Am o mică colecție, încetul cu încetul. Sunt pasiunea mea. Scrisori veche, ce știu, diverse certificate. Chiar și nici ce n-ar trebui să colecționez chiar cu... Sunt apasionat. Și încetul cu încetul să mă mica colecție, să reușesc să o întregi, să o... Pentru viitor, așa, ce gânduri ai avea să mergi înainte cu... Cu asta, da, o și cum vreau să merg înainte cu asta, pentru că e ceva de... N-am învățat-o, cine mi-a dat-o, nu știu cine mi-a dat. Cine mi-a dat... Ca să nu spun că de multe ori chiar am încercat să o las, să spun că, ce știu, să fie, să nu iau chiar așa în serios sau să fie... Sâmbătă, duminică, dar s-a văzut cum se poate. Și ceva mult mai puternic ca mine. Dacă tot am spun eu chestiile astea, calitățile astea, merg înainte. Merg înainte și... Oricum aceste opere le realizezi în timpul liber. În ultimul timp cam am început să lucrez mai serios la ele. Am început să existe un pic de cerințe, să fie. Și... Bine. Lucrez de când în cât, dar am început cam să fie cât mai frecvent. Da, dacă ar fi să te întorci în România, ai vrea să te întorci în România și să-ți deschizi un atelier pe cont propriu, acolo în gras, să le realizezi toate? Păi, un atelier de un mic laborator de sculptură, pentru mine că ar fi cum aș avea nevoie de bucătărie sau de altceva, ce știu, un dormitor, deci nu pot să... Nu-mi imaginez să stau undeva fără să am un spațiu, deci fără să fac. Deci face parte automat. Deci nu e ceva paralel, știu, un moft, să spun că când o să am timp, o să fac, nu știu ce, deci trebuie să... Neapărat în țară, da, în țară, normal. România e țara mea. Acolo vreau să mă întorc, când să mai vreze nu știu cât, ce știu, n-am o idee. Tot în România. Am mai fost în multe locuri și tot acasă trage, deci nu vin. Dar am luat legătura cu, cunosc mulți artiști români care progresează, care sunt chiar la o mână de lucru și niște idei extraordinare. Mulți care sunt împiedicați să nu mai fac artă, mulți, nu știu, o grămadă, avem o grămadă din români în Italia care sunt foarte talentați, foarte talentați, dar din păcate nu reușesc să progresez și să constrânși ca să-și câștige existența prin alte meserii care nici măcar nu se potrivesc. Eu am, de exemplu, am nume, chiar am prieteni care au studiat, au făcut o școală, s-au sacrificat. Și mulți care au sfârșit prin construcții, prin șantiere care nu e locul. E foarte dificil să spargi bariera asta. Cât de cât. Dintre artiști, în continuare, e mare dificultate. Chiar și pentru... Mulți poate te refuză și prin expoziții. Motivul, ce știu, poate să fie, să nu era la capăt, probabil și naționalitatea să fie o chestie. Dar ce am observat prin diferite organizații, chiar încearcă să luptă pentru să pună valoare
talentele omului, chiar în afară, unde ar fi el, nu contează. Să fac multe expoziții, să fac mostre, să fac deschideri de carte, să fac evenimente culturale, care mulți italieni chiar rămân cu gura căscată când vin la un eveniment. Nu reușesc, nu se așteaptă, nu se aștepta la ceea ce fac. Problema e că dacă cât de cât să promovăm arta printr-un eveniment sau două, nu reușesc să promovez arta. În sens, nu ai cum. Problema e fiecare artist în parte să meargă înainte, să încearcă să încerce să lute. Și nu încerc încetul cu un pic de măință. Ideea e puse bine deoparte, dar se reușește. Ideea mea, normal, în paralel, eu tot mă apropii de România, pe oriunde. Înțeles, ce știu, la un eveniment să fie ceva viu, să fie ceva o... Da, avem și noi o structură care ne reprezintă. Avem, ce știu... Sunt diverse. Prin artă e o metodă, că arta e un singur cuvânt, e o singură limba arta. Așa trebuie să fie și cu noi însă. Și aprofităm. De obicei, că nu prea, eu cu dialogul sunt la pământul, știi asta, eu cu dialogul sunt nu prea îmi place. Dar prin diverse lucrări, diverse opere, eu reușesc să las un mesaj. Deci vorbesc el pentru mine. Care mai sunt un pic mai cu o tematică, un pic mai, nu știu, mai perturbante, așa, care sunt un pic mai vesele, care mai sunt. Dar în fiecare, majoritatea încerc să... Deci spun un pic realitatea cum este, din păcate, cum este foarte rău să fie un tablou tot cu o lucrare de-a mea, cu o tematică mai înfricoșătoare, ca să zic. Cei care au comandat războiul, de exemplu, nu? Că s-a făcut partea asta. A format o sticlă cu harta, ei că ciocnesc un pahar, fac un mic brindisi. Percursul la veni cu un tank care este trimis, de exemplu, la război sau în misiunea care este. Aici, cel care este trimis a ajuns în fața unui copil cu într-un oraș lucrat, să spun așa. Mustră conștiința și se oprește. Aici ideea ar fi, dacă cât de cât ar să mai mostrarea asta de conștiință, că nu se duc în războaie pentru bani sau nu se duc în războaie nici măcar în război care nu le aparțin. Dacă s-ar mai dezi instinctul ăsta, cât de cât eu spun că mai avem, de conștiință poate s-ar opri toate neurociile astea care sunt. Adică vorbesc din copii, că sunt cei care suferă. Chiar în prim plan am pus un copil cu un cățeluș lângă. Ideea e că durează 5 minute ca să strici copilăria cuiva. Deci, de multe ori deciziile inteligenților, ca să spun așa, poate afectează ceea ce încercăm noi să valorificăm sau ceva de genul. Pentru bani, pentru afaceri, pentru posibilul sau... Asta ar fi un mesaj, de asta spun. Înainte spuneam că în fiecare tablou există câte o semnificație, câte ceva mai... Ce știu, un mesaj. Cât ar fi el de... eficient, sunt mulți artiști care să lasă mesaje, astfel de mesaje, care vorbesc prin operele lor, care încearcă să stârnească un pic sensul ăsta de vinovăție sau sensul de să umbe un pic în conștiința fiecăruia
dar nu prea să nu cred că sunt rezultate, ce știu, în continuare să continui să meargă mecanismul ăsta. Pentru petrol, pentru bani, pentru călcând pe urmă. Viața fiică, deci dispare, ce cum zic, dispare sentimentul uman, sentimentul, nu știu cum, cred că am devenit un sirop, o scap ceva, la muncă, acasă, și atât, bine este. Nici bani face tot. Ideea cam asta. Fețele nu sunt, pentru că sunt niște fețe abstracte, să spun așa, jumătate. E important să vă vedeți niște figuri acolo care ciocnesc, care pun la cale cam toate nenorocirile astea. Pionul principal aici ar fi intermediarul, care tot timpul, dacă s-au luat decizii cât de cât contra, cât de cât decizii umane, în afara legilor, în afara, ce știu, obligațiilor militare sau dacă ar fi cât de cât mai uman, s-ar tăia tot parcursul ăsta. Deci o altă lucrare în curs de desfășurare care tot a spus că o termin, dar nu mai ajunge timpul, nimic deocamdată. Tema o țin secret, nu o divulg. O să vedeți la sfârșit, o să vedeți surpriza. Eu fiind foarte credincios, pe de altă parte, țin foarte mult. Tot o să fie tot pe tematică religioasă, evident, normal, dar care majoritatea conflictului chiar au început din cauza religiilor în ultimul timp. Nu sunt lăsați fiecare să-și aleagă religia sau să rămână religia în care e. Deci ce ar trebui să fie mai pur și la liber alegere, exact asta se încearcă să blocheze și prostiile astea și chestiile astea. În fine, asta e, urmează să o terminăm. O să aibă o temă tot așa un pic mai, o temă care deranjează. Ok, aici majoritatea vorbilor care sunt un pic mai vechi. Bineînțeles, tot rămâne aceeași tematică, în sensul. Cam ar forma o propoziție, o frază, comunică toate între ele, să spun așa. Ar fi ceva contra poluării, care contra defrișărilor, contra, de exemplu, cum ar fi fost aici, în toată industria petrolului cu mașinăriile care sunt pur și simplu dezvoltate. Un amărât copac care rămâne în mijloc, care s-ar putea să vedem, mi se pare că e doar la fotografii, într-adevăr, sau în... cam asta e cu mica lume. Da, aici mai mult a fost o demonstrație. Un tema pe care am vrut să merg personajele de aici, nu pot să... spun despre ce, unde a fost ideea deocamdată. Ideea e că lemnul este un material care nu se folosește pentru sculptură, foarte greu de lucrat, foarte ațos, foarte... a fost un fel de provocare, un fel de... să arăt că se poate lucra. Și un lemn care, de exemplu, nu e folosit pentru... nu are mare trebuință. Și am reușit să-i fac rifinturile potrivite, exact cum ar trebui să fie. Deci nu este un lemn pregeat, nu este, repet, un lemn foarte greu de elaborat, de lucrat. Aici toate sunt amestecate, pentru că aici am mica colecție, mica colecție printre altele, care sunt un pic cam... un pic o fricoșătoare, tot așa ca să spun. Da, astea sunt niște
niște chei din al doilea mondial, sunt ficte particulare. La început, când a fost găsit, nici eu n-am știut despre ce este vorba. După aia m-am documentat, într-adevăr, nu mi-am dat cea mai mare importanță că arată, spui că eu pot cu oameni și dacă vezi pe stradă, pe timp, nu bai de seama. În schimb, am făcut ceva fundamental, totuși, în al doilea război mondial. A fost un fel de echipe diferite dimensiuni pentru tunuri haulițe sau ceva de genul. Deci, original german, bineînțeles. Un fel de reflecție, cum ar veni să redau dimensiuni paralele în lumea și imaginară și cum ar veni lumea sau ceva de genul. Asta ar avea legătură exact cu celălalt, tot ceva de genul, un fel de reflex. Asta era numită așa ceva umbre, dacă nu mă înșel. Deci cineva care stă, care își atinge propria umbră, ceva de genul. Aici sunt între reale și abstract. În major parte. Și asta e foarte interesantă. Părerea mea, spun eu. Ar fi o canapea, cineva care să atinge pe o canapea. Cum stăm, ce știu, fiecare când, sau duminică, sau când suntem liberi, sau suntem epuizați de la muncă, sau epuizați, ce știu, alte probleme, ne punem și noi să stăm la sfârșit și să ne relaxăm pe o canapea. Ridic o mână și își atinge amintiri. Deci astea ar fi toate fețe, sau știu, amintiri, sau rămâne în gândura, sau ceva de genul. Acest două clepsii din mama. Ceva care fiecare dintre noi se întâmplă. De multe ori spune că ne relaxăm, ne așezăm, dar probabil devenim mai obosiți gândindu-ne la ce poate avem amintiri sau poate avem asta e un pic prea multe nu adeptul să le comentez, o spun ideea, cred că în principiu să știi deja. La fel, ce e corpul abstract, nu? De femeie, împărțit, ar fi tranziție, ceva de genul, ca să spun împărțit, de zi, noapte, ceva de genul. Tranziție, aia era forța antigravitațională, să-i spun așa, o știu un pic. Aici e ceva ce chiar ne reprezintă, ar fi o chestie, tot abstract, ar fi balanța, nu? Care o cunoaștem cu toții, bineînțeles. Nu știu dacă se vede așa bine, ar fi un politician care dă din gură, mi se pare degeaba, da? Care e partea asta. Și aici mă refer mai mult la protestatea săracii care stau în stradă, cu steagul atârnat. Ideea vă imaginați, deci sunt sigur că mulți dintre voi vă dați seama că unde am vrut să, la ce ușa am vrut să bat, ceva de genul. Aici a fost foarte interesant pentru că eu am vrut să arăt altceva, de asta spun că de multe ori e bine să-ți comentez lucrările dacă nu se interpretează într-un mod greșit. A fost ceva forța antigravitațională, să-i spun așa, de fapt, sau un fel de demonstrație, dar mulți au luat opera asta ca fi ceva contra Vaticanului sau ceva de genul, deci nu știu care inteligent a ajuns cu ideea până acolo. Probabil că au văzut cupa făcută într-un mod diferit, ce știu, sau ceva de genul. Ceva că ar aparținea Vaticanului și din acea cupă curge numai rău sau ceva de genul, sau mai sânge, sau nu mi-e departe gândul că cam așa ar fi fost problema, e că nu am vrut să transmit așa ceva, deci cu totul una vrut să transmit și cam atât a ieșit. Ar fi tema, normal titlul e Credința, la fel de exact cum mi se pare că a fost și publicat. În 3D să-i spun,
un pic mai întortocheat. Să văd câteva mâini acolo care încearcă să te tragă cum așa, ce știu, înapoi sau să te facă să ții pasul pe loc sau ceva genul, sau să nu depășești pe care linia care ți-ai dorit-o, măcar sau să-ți realizezi un vis sau să-ți realizezi, asta e valabil pentru cei care au proiecte pe viitor și sunt constrânși sau sunt siliți cum ar veni ca să le abandoneze. Luptând totuși se poate ieși din... poți să atingi obiectivele tale, poți să atingi chiar dacă e normal, că nu e ușor, fiecare știe cât de cât care vrem să mergem pe pasiunea noastră, nu e ușor să ieși cât de cât la suprafață. De multe ori se închid uși, de multe ori ești înlăturat, să spun așa. Scorpuri tot abstracte care încearcă să-ți bat ca să iasă din din tot cercul ăsta. Și aici mai vedem un personaj care totuși a rupt, se vede o întrerupere acolo, care totuși a reușit. Deci luptând totuși se reușește ca să ieși din gaura să neagă. Cam asta ar fi semnificația. Bineînțeles, cu multă credință și ce știu, credere în ceea ce facem, nu reușim să reușești.